Porunca lui Iisus ca noi să ne bucurăm și să saltăm de veselie este uluitoare din atât de multe motive, încât ar fi nevoie de cărți întregi pentru a-i dezvălui toate implicațiile surprinzătoare. Cu mai bine de 60 de ani în urmă, C.S. Lewis a vorbit despre acest lucru în urma studierii atente a Scripturii. Și el a scris: dacă avem în vedere promisiunile îndrăznețe referitoare la răsplătire și natura uimitoare a răsplăților promise în Evanghelie, s-ar părea că Domnul nostru nu consideră că dorințele noastre sunt prea puternice, ci prea slabe. Suntem niște creaturi cu inima împărțită, care aleargă după băutură, relații intime și tot felul de ambiții, când de fapt ne este oferită bucuria infinită. La fel ca un copil neștiutor care vrea să se joace mai departe mahala, făcând plăcinte din noroi, deoarece nu-și poate imagina ce înseamnă oferta de a mânca gratuit plăcinte proaspete din brutărie. Dar ne mulțumim cu prea puțin. Cu alte cuvinte, porunca de a fi fericiți nu este marginală ori superficială. Este o chemare șocantă la trezire adresată oamenilor care își găsesc fericirea în locuri greșite. Soluția lui Iisus la relația noastră de dragoste cu păcatul nu este doar să ne scoatem ochii iubitori de păcat, ci și să fim stăpâniți de bucuria în Dumnezeu. Proclamarea faptului că împărăția cerurilor s-a apropiat constituie unul dintre lucrurile centrale ale predicării lui Iisus. El a vrut să spună că El este regele și că lucrarea Lui semnifică faptul că a sosit domnia mântuitoare a lui Dumnezeu. Așa că a spus o pildă scurtă pentru a arăta cum intră oamenii în împărăție. El a spus: împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Pilda ne arată că prezența mântuitoare a lui Dumnezeu și domnia lui suverană sunt atât de valoroase încât atunci când oamenii le văd așa cum sunt ele cu adevărat, comoara ascunsă în pământ, socotesc toate ca fiind nimic în comparație cu marea șansă de a fi parte a acelei domnii. Și Iisus nu lasă nicio urmă de îndoială cu privire la experiența lăuntrică a acelei convertiri. Ea este cauzată de bucurie. El spune: de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Nu poate fi altfel. Iisus a venit în lume cu vești bune, nu cu vești rele. El nu ne cheamă la o religie a puterii voinței care constă doar în datorie și care nu oferă plăcere. El ne cheamă la sine și la Tatăl Său. De aceea, El ne cheamă la bucurie. Desigur că asta nu înseamnă să te bucuri de lucruri. Iisus nu predică o evanghelie a sănătății, a bogăției și a prosperității. Este bucurie în Dumnezeu și în Fiul Său. Iată de ce pilda descrie intrarea în împărăție prin sintagma a vinde tot. Porunca de a ne bucura nu ne încurajează să tăiem câtuși de puțin din porunca radicală: oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul meu. Noi renunțăm la toate acele lucruri dătătoare de bucurie din cauza că am găsit comoara ascunsă în pământ și pentru că ni s-au dat ochi să vedem că această comoară, acest Dumnezeu glorios, este infinit mai valoros decât orice avem și orice am avea în această lume. Iată de ce renunțăm la toate lucrurile cu bucurie. Aceasta este semnificația lepădării de sine. Porunca lui Iisus de a ne lepăda de noi înșine este o altă cale de a ne chema să urmărim în mod radical bucuria noastră, bucuria noastră cea mai profundă și de durată. Acestea nu sunt porunci contradictorii. Sunt ca o poruncă de a fi scăpat de cancer și porunca de a fi operat. Ceea ce face ca bucuria aceasta să fie diferită de bucuria oferită de lume este următorul lucru. Când Iisus zice: bucurați-vă și săltați de veselie, El o spune în contextul suferinței. Ferice de voi că oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ, vă vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie. Când Iisus ne poruncește să ne bucurăm, El n-a uitat în ce fel de lume trăim, o lume plină de suferință. Și El ne promite că o parte din acea suferință va cădea peste noi. Ucenicii Lui, și spune asta, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți din pricina numelui meu.
dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Iisus n-a uitat acest lucru. De fapt, El ne pretinde să-L urmăm pe această dureroasă cărare a iubirii. De aceea, bucuria pe care o pretindem acum nu e hilară, nu e hazlie, nu e superficială sau frivolă. Aceasta este greșeala pe care o fac prea mulți oameni și prea multe biserici. Aceștia cred că porunca lui Iisus de a ne bucura înseamnă porunca de a spune lume sau a introduce scenete umoristice în adunare. Sigur, nu aceasta era atitudinea în timp ce Hristos era legat în Ierusalim. Lucrul greșit este că lipsește aroma suferinței. Pentru Iisus, porunca de a ne bucura înseamnă un mod de a trăi cu suferința și de a răbda suferința. De aceea, această bucurie este serioasă. Este acel fel de bucurie pe care te lupți tăindu-ți mâna, văzându-ți posesiunile și ducându-ți crucea cu Iisus la calvar. Aduce răni. Cântă cu lacrimi cântece de fericire. Își amintește orele întunecate și știe că vor mai veni și altele. Calea spre cer este o cale grea, dar nu lipsită de bucurie. Porunca lui Iisus de a ne bucura este cheia care descuie semnificația poruncii lui de a fi sfinți. Ceea ce împiedică puterea purificatoare a vieții spirituale și îi distruge pe cei ce ar dori să fie ucenicii lui Iisus sunt grijile, bogățile și plăcerile vieții acesteia. Și ceea ce ne separa cel mai eficient de aceste buruieni ucigătoare este puterea unei plăceri superioare. Iisus a spus că în bucuria lui, credinciosul vinde totul. Cu alte cuvinte, bucuria lui este cea care taie legăturile păcatului. Mulți creștini cred că stoicismul este un bun antidot împotriva senzualității. Nu este adevărat. Este de fapt slab și ineficient. Religia bazată pe puterea voinței falimentează și chiar și atunci când biruie glorifică voința omului, nu pe Dumnezeu. Produce legaliști, nu oameni iubitori. Oamenii păcătoși nu caută avantaje morale, ci caută plăcere. Tocmai de aceea bătălia se duce la nivelul plăcerilor. Cu alte cuvinte, urmărirea desfătării în Dumnezeu nu înseamnă compromis cu lumea senzualității, ci este, de fapt, singura putere care poate înfrânge poftele veacului, producând în același timp oameni iubitori de Dumnezeu. Iisus întemeiază în mod explicit bucuria noastră prezentă pe speranța unei mari răsplăți. Și spune asta în Evanghelia după Luca: bucurați-vă în ziua aceea și sărtați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. El nu definește răsplata, dar în întregul context al vieții și mesajului său, răsplata esențială este părtășia cu Iisus însuși și cu Dumnezeu Tatăl prin El. Există mai multe lucruri care indică spre acest fel de a înțelege răsplata. De exemplu, Iisus le spune ucenicilor săi chiar înainte de moartea sa: acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși. Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Dar bucuria de nestăpânit pe care o promite Iisus se bazează pe prezența Lui. Vă voi vedea iarăși, pe părtășia cu El. În același fel, Iisus spune în Evanghelia după Ioan: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Această plinătate a bucuriei este menționată întâi de Ioan Botezătorul, iar el o întemeiază pe prezența lui Iisus, comparându-L pe Iisus cu un mire și pe sine cu prietenul mirelui. Prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Bucuria deplină a lui Ioan se baza pe prezența lui Iisus. De aceea, eu trag concluzia că esența răsplătirii pe care ne bazăm pentru a ne desăvârși bucuria este plinătatea prezenței lui Iisus, care va fi experimentată în veacul care va veni. Motivul pentru care noi ne putem bucura acum nu se datorează doar faptului că gustăm acea părtășie viitoare în nădejde, ci și faptul că Iisus este cu noi acum prin Duhul Său. El ne-a promis că s-a dus la Tatăl, dar a spus: nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. El a spus că Duhul adevărului va veni și îl va face pe Iisus glorios de real pentru noi, chiar dacă fizic este absent. Când va veni Duhul adevărului, mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. De aceea,
Chiar dacă nu-L vedem pe Iisus acum, ne dăjduim în El cu mare bucurie, iar El ne susține această bucurie prin prezența Sa, prezență continuă. Atunci, cum ne vom supune acestei porunci a lui Iisus de a ne bucura și de a sălta de veselie? Vom dobândi curaj știind că Iisus a oferit pe Sine să moară pentru iertarea păcatelor noastre. Iertarea pentru faptul că am dat greș când ar fi trebuit să ne bucurăm în El. La ultima cină, El a luat paharul cu vin și a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Iată pentru ce a venit în primul rând. Apoi, prindem curaj datorită promisiunii că va lucra în noi în așa fel încât însăși iubirea pe care o are Tatăl pentru Fiul va deveni experiența inimii noastre. De aceea, fiți încurajați de faptul că Dumnezeu v-a făcut să vă bucurați în El. Nu vă opriți la vreo bucurie mai mică. Așezați-vă pe calea desfătării. Adică, fixați-vă ochii la comoara de plin satisfăcătoare, care este Iisus Hristos, care ne-a iubit și și-a dat viața ca răscumpărare pentru bucuria noastră veșnică. Acesta este adevărul pur și simplu.